Bine ați venit în sfârșit la Stax pe vechi, un proiect cu mine, Alex Șeremet, inițiat de maestru Dobrescu în spatele camerei și monitoarelor, pe care noi îl pregătim de foarte multă vreme. Este o chestie cu povești, cu mașini, cu oameni, cu lucruri de genul ăsta care sperăm să vă placă. Pentru început am pregătit ceva cu un motor de Fiat care s-a stricat și care a generat o groază de aventuri pentru o marcă germană. Este vorba de un domn, Burkhard Boevensiebel din Bavaria, care s-a hotărât să-și tuneze Fiat-ul. Avea un Fiat 1500 undeva la începutul anilor 60. S-a dus la Nardi. Sunt cunoscuți pentru volane, dar pe vremea aia tuneau și Lancia și Fiat. S-a dus cu Fiat 1500 la Nardi, a pus un carburator nou, a primit câțiva cai în plus, a plecat spre casă înapoi în Bavaria și ce s-a întâmplat cu orice Fiat? Nu, frate, orice Fiat, Laura, scuză, se mai întâmplă, după 50 de kilometri, mașina a cedat. Omul a fost foarte supărat și a dat seama că partea asta de tuning nu funcționează așa cum ar trebui, s-a gândit că e o șansă ca el să facă ceva. În paralel, în Bavaria, se întâmplă o chestie foarte interesantă. BMW, după război, compania era afectată foarte mult, pierduse fabrici, bombardate, luate de în partea asta de Uniunea Sovietică, o groază de aventuri, BMW avea mari probleme financiare. Construiseră mașini foarte luxoase, ca BMW 507, sau mașini foarte ieftine, din care nu făceau bani. Miseta, poate vă spune ceva, era o combinație de frigider cu motor pe scooter. Nu e o glumă, ISO, care a făcut Miseta asta prima dată, făcea frigidere și după aia făcea scutere. Deci mașinuța aia cu ușa care se deschide în față, clar de unde venea inspirația. Ei bine, BMW făcuse mașinile astea, nu a făcut bani și a intrat în faliment. În 1959 situația era atât de gravă încât la întâlnirea acționarilor trebuia să fie cumpărați de Mercedes. Fiind foarte mândri că sunt bavarezi și nu puteau să suporte să fie sub stăpânirea unei companii din Stuttgart, oamenii s-au decis că trebuie să facă ceva și au convins pe un acționar mare în Mercedes să fie el cel care preia direct personal pe nume propriu compania. Deci BMW a fost salvată de la faliment de un acționar Mercedes. Al doilea acționar principal Mercedes. Cu banii respectiv, compania s-a relansat. La începutul anilor 60 au creat o gamă nouă de modele. Gama aia s-a numit așa generic noie clase. Erau bunicuțul, place mie să spun, seriei 5 și seriei 3. Erau 1500, 1800, astea erau niște sedanuri, niște limuzine cu 4 uși mai măricele și 1602, 1802, astea erau mașini mai scurte cu 2 uși, de acolo vine numele de 2. Toate aveau în spate un motor care generic s-a numit M10, un motor cu 4 cilindri. Ei bine, acel Burkhard Boevensiebel cu Fiat în drum undeva în Italia, supărat că i s-a stia cedat, era supărat că mașina s-a rupt, motorul i-a cedat arbolele cotit, care avea 3 cuzineți. Acest motor M10 cu care se lansa BMW avea 5 cuzineți. A zis, bă, asta este o mașină mult mai bine construită, ar merita să fie tunată. Ei bine, primul BMW care s-a lansat din acest noi clasă s-a numit BMW 1500, avea un motor de 4 cilindri, 1500 de centimetri cub, pe atunci lucrurile erau simple, 80 de cai. El a făcut un kit de tuning pentru mașina asta cu un carburator Weber. Mai primea 10 cai în plus. Mașina a prezentat ideea asta, nu a avut mare succes. În 1963, la 2 ani după ce s-a lansat 1500, a apărut pe piață și 1800. Era puțin mai scump, motorul 1800 de centimetri cub și nu mai avea 80, avea 90 de cai. Asta a generat o mare supărare pentru proprietarii de BMW 1500, care investiseră într-o mașină și au dat seama că dacă investeau puțin mai mult, puteau să aibă o mașină mult mai mișto, mult mai puternic, mai sportiv. Propunerea asta de kit de tuning cu carburator Weber al lui Boevensiebel era mănușă, era perfectă pentru oamenii ăștia care se simțeau cumva păcăliți, băi, dacă știam să așteptăm puțin la o mașină mai puternică, costa 980 de euro, 980 de mărci, că nu exista euro pe vremea aia, și puteau să facă tuning-ul dorit. Mai mult, Boevensiebel a reușit o chestie extraordinară pe care și acum unii tuner se chinuie, i-a convins pe inginerii BMW că nu pierd garanția, să nu renunțe la garanție dacă își fun tuning-ul de la el.
E bine, în 1963, la salonul auto de la Frankfurt, omul nostru a făcut pliante pentru proprietarii de BMW 1500, vină la mine să-ți tunez mașina. Și s-a dus la Frankfurt și a început să pună pliantele prin geam. A fost un succes nebun. Cu chestia asta a reușit să găsească undeva la 150 de clienți. Așa s-a pus bazele companiei Alpina. De la un motor de Fiat care a cedat. Dar mai mult ce este interesant este că dacă el vrea să facă doar tuning de motoare, BMW a zis, noi nu avem program de motorsport, avem nevoie de ajutor. Și s-au dus, BMW s-a dus către trei tuneri. Schnitzer, sigur ați auzit de el, Alpina și un tuner care între timp a dispărut, Köpchen. Oamenii ăștia au început să meargă cu mașinile la curse și să câștige curse serioase. Spa 24 de ore, Nürburgring 24 de ore. De fapt, prima cursă de organizată vreodată la Nürburgring 24 de ore a fost câștigată de un tuner BMW. Lucrurile au mers și mai departe. Pentru că omul avea succes, nu doar făcea motorsport și tuna mașini, a început să tuna motoare, a început să facă tuning foarte serios. Inclusiv să facă și volane, apropo de Nardi care îi tăduse țeapă cu 10 ani înainte. Lucrurile au evoluat mai departe, din 1983 Alpina a devenit recunoscut ca producător oficial de automobile. N-a mai fost, de atunci n-a mai fost tuner. Ba mai mult, nu doar atât, la finalul anului trecut, începutul anului ăsta, a fost cumpărată de BMW. Cumva lucrurile s-au complicat pe piață, avem mașini electrice, tunerul ăsta de motoare sau Alpina recunoscută pentru motoarele extraordinare și mașinile super, eu aș spune, sunt niște slipper extraordinar de rapizi, a intrat într-o poziție mai dificilă. Acum vorbește BMW cu o poziționare undeva între Rolls-Royce și modelele BMW de obișnuite. Deci lucrurile s-au dus și mai departe. Ce este însă foarte interesant este ce s-a întâmplat și cu motorul M10. Motorul ăsta, cum spuneam, a fost baza a ceea ce BMW a numit noi clase. Acei străbunici sau bunicei al seria 5 și seria 3. Cu mașinile astea, BMW pentru prima dată, după tot felul de încercări, s-a poziționat ca o marcă sportivă. Deci dacă noi vedem acum BMW ca o marcă sportivă, totul sau mult a pornit de la acest motor care a animat noua poziționare BMW în anii 60. În anii 70, când s-a creat prima dată departamentul de motorsport, pe baza acestui motor M10, BMW a făcut un program de Formula 2, competiția imediat de sub Formula 1, și a devenit principalul furnizor de motoare al echipelor din Formula 2, cu care a câștigat undeva la 6-7 titluri în anii 70. Lucrurile au mers atât de bine, încât pe același motor M10, pe o cilindre de 1500 de centimetri cub din font, există multe legende acolo, au pus bazele pentru prima dată implicării BMW în Formula 1. A fost un motor turbo de 1500 de centimetri cubi. Nimeni nu știe ce putere a avut. Cel care a creat motoarele respective, Paul Roche, spune așa: dinamometrele noastre puteau să măsoare 1280 de cai putere. În setup de calificare, motorul avea mult mai mult. N-am putut niciodată să măsurăm. Dar nu era important să măsoare, era important să câștige. Cu motorul ăla și cu geniul lui Gordon Murray, care după aia a făcut McLaren, era în echipa Brabham cu motor BMW, cu motorul ăla BMW a câștigat singurul titlu vreodată în Formula 1 în 1983, titlul piloților cu Nelson Piquet, și în același timp a fost primul titlu câștigat de Formula 1 cu un motor turbo. Totul, cum spuneam, asta mi se pare extraordinar. Imaginați-vă un bavarez supărat undeva în anii 60 cu un Fiat, fericit că și-a reușit să mai dea 10 cai la Fiatul lui și rămas undeva pe drumuri prin Alpi, prin drum spre casă, blocat, că i s-a stricat motorul. Dacă motorul lui nu s-ar fi stricat, lucrurile probabil ar fi arătat altfel.